Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Muzeul de istorie de la Onești așteaptă pe cei mici, dar și pe cei mari. Fuego în concert la Onești. Lansare de carte la Biblioteca Județeană Bacău. Odată cu vacanța mare, Muzeul de Istorie din Onești s-a pregătit să îi întâmpine pe cei mici, dar și pe cei mari și să-i poarte în fascinanta călătorie în istorie. Mai multe detalii aflăm chiar în minutele următoare. Care ar fi programul la muzeu în perioada de vară? Pentru că, iată, vacanța de vară bate la ușă și, cu siguranță, și muzeul poate fi un mod plăcut de a-ți petrece timpul liber. Programul pe perioada verii este același ca și în timpul anului, adică de luni până vineri, de la ora 8 la ora 16. Cu ce ne întâmpinați aici la muzeu? Cu tot felul de exponate care, mă rog, reflectă istoria locală. În acest moment ne aflăm în sala care prezintă Paleoliticul, Neoliticul și Eneoliticul, adică vorbim despre perioada preistorică. Avem doar câteva exponate din Paleolitic și mai ales din Paleoliticul Superior și acestea constau în fragmente de femur de mamut, de elefant primigenius. Avem câteva unelte folosite în acea perioadă, pentru că ar trebui să menționăm faptul că în acea perioadă oamenii își luau cele necesare traiului din natură. Vânătoare, pescuit, culegeau rădăcini, culegeau, prindeau insecte, culegeau tot felul de tuberculi și în special cu culesul se ocupau femeile. Se vorbește foarte mult în acea perioadă despre matriarhat, adică femeia era importantă în cadrul unei comunități paleolitice. Bine, femeia fiind centrul universului, dătătoare de viață. Sigur că da, cu atât mai mult cu cât în acea perioadă vorbim despre cultul fertilității și al fecundității. Femeia era întruchipată prin idoli antropomorfi și nu o să vedem niciodată idoli antropomorfi masculini în acea perioadă. De asemenea, găsim și aici în cadrul muzeului astfel de idol. Sigur, sigur. Avem în vitrina din, în penultima vitrină avem câțiva idoli antropomorfi, feminini. Avem de asemenea idoli zoomorfi. Găsiți în zona Gura Văii. De asemenea, tot specific acelei perioade este faptul că oamenii erau organizați cumva în niște grupuri mai mici, adică grupurile erau formate din câteva familii, iar bărbații erau cei care mergeau la vânătoare. Vânătoarea se realiza cu ajutorul unor fragmente din silex, foarte bine ascuțite, iar ca alte unelte litice erau folosite racloarele sau răzuitoarele, care erau folosite pentru îndepărtarea pielii de carnea pe care apoi o introduceau în alimentație. Pielea mai era folosită de asemenea și drept acoperiș, pentru că oamenii trăiau în acea perioadă în mod deosebit în peșteri, dar trăiau și în aer liber, în sub cerul liber, în momentul în care vremea le permitea acest lucru. Și atunci improvizau niște corturi din patru pari înfipți în pământ sau din oase lungi ale animalelor sau din colți mai lungi. Alte cuvinte, erau o societate foarte bine structurată, organizată, care încerca să-și desfășoare viața în cât de bune condiții. Nu era chiar foarte bine organizată, pentru că organizarea începe mai târziu, în epoca bronzului. Însă încearcă cumva să se adapteze condițiilor și să facă față tuturor problemelor care se iveau în acea perioadă. Tot în acea perioadă vorbim despre apariția focului.
folosesc focul care apare și necontrolat. Sale. Sigur că da. Ulterior, în neolitic, începe să apară focul controlat, adică încep să controleze focul, încep să-și gătească propriile alimente și începe să apară ceramica de cucuteni, adică vasele din lut în care ei deja încep să-și pună alimentele. Încep să mănânce civilizat, nu mai mănâncă cu mânuțele și găsim în aceste vitrine, iată, și linguri din neolitic, făcute din lut. Cu alte cuvinte, societatea a evoluat, dacă să zicem la început erau așa, spuneați dumneavoastră, ușor neorganizați, dar încercau să se organizeze, ușor, ușor călătorim și iată că ajungem în perioada în care lucrurile se așează. Sigur că da, pentru că în paleolitic, de exemplu, pentru că exploatarea solului era mai mult de suprafață, ei sunt mai mult nomazi. Începând cu neoliticul, încep deja să se statornicească într-un loc, să se stabilească și încep să-și construiască propriile case. Deci iată că din neolitic dat casele, construcția acestor case și era realizată din, tot așa, din pari înfipți în pământ, între ei împletituri din nuiele cu stradă lut deasupra. În zona Oneștiului și zona adiacentă Oneștiului, în imediata vecinătate, sunt foarte multe așezări de genul acesta. Haideți un pic să călătorim împreună, așa facem un tur imaginar, în localitățile în care au fost descoperite obiectele, pentru că pare incredibil, dar chiar la doi pași de noi, istoria încă se scrie. Așa este. O descoperim. Așa este. Și la noi primele informații despre existența unor iată exponate datând din perioada paleoliticului datează din 1871, când câțiva învățători au răspuns unui sondaj, unui chestionar realizat de Alexandru Odobescu și au menționat că în zona Oneștiului există aproximativ 590 de resturi datând din ceramică, osteolitice, deci litice, unelte litice, deci tot felul de exponate datând, iată, din paleolitic. Nominalizăm și localitățile de Târgu Onești. Sigur că da, Târgu Ocna, Gura Văii, Slobozia, avem de asemenea Borzești, la Gura Văii Motocești, Târgu Trotuș. Târgu Trotuș, sigur că da, Bogdănești, cu Todoscanu, grădina lui Ion Bostan, Oituz, de altfel la Oituz și la Târgu la Oituș și la Bogdănești am avut două zăcăminte de sare și am mai avut două aflorimente la Tuta și la Bogdănești. În alte cuvinte, și sarea era un element extrem de important în civilizația, în evoluția sau în hrana civilizației antice și când ne referim la civilizația antică, mă refer la carpi liberi. Da, și este demn de menționat faptul că au început exploatarea sării încă din Paleoliticul Superior, când au început deja să-și conserve alimentele, iată, în saramură, sigur că da, sănătate. Sigur că da. Și de asemenea făceau și comerț cu sarea, pentru că începeau să facă saramură, pe care apoi o depozitau în niște vase numite brichetaj, niște vase mici, care îi ajutau pe ei în transportul sării pentru a face comerț, iată, troc, de fapt, cu acest mineral. Cu alte cuvinte, carpii, înaintași și noștri au știut ce înseamnă sarea, beneficiile ei și au știut să și folosească. Sigur că da, dar despre carpi o să vorbim deja când ajungem la epoca migrațiilor, așa, pentru că iată și în această perioadă în vasele de provizii oamenii din acea perioadă foloseau sarea, iată, pentru a conserva în special carnea. Se știe faptul că încă de prin neolitic, dinainte de retragerea calotelor glaciare, marile mamifere s-au retras și ele odată cu această calotă, iar oamenii și animalele rămase în această zonă au încercat să adapteze noilor condiții. Ca atare, iată că oamenii încep să nu mai mănânce atât de masiv carne, deși este recunoscut faptul că în acea perioadă oamenii, majoritatea, dacă nu chiar toți, erau omnivori, așa, iar și se adaptează foarte mult și consumului de cereale. Iată că odată cu trecerea timpului au evoluat și condițiile climatice, așa cum a spus dumneavoastră, dar au evoluat și ustensilele din bucătărie și deja sunt mai evoluate.
Sigur că da. Cei care ne vizitează muzeul se pot bucura de un polonic din perioada neolitică și acest polonic este foarte bine restaurat și chiar reflectă acea perioadă. Plin încărcat de motive, de culoare și de frumusețe. Sigur că da, cu atât mai mult cu cât este din perioada de sfârșit a neoliticului, când deja oamenii încep să-și dezvolte simțul estetic și cam toate vasele încep să aibă tot felul de modele, tot felul de modele geometrice, tot felul de flori, tot modele felul de curbe, solare, sigur că da, sigur. Deci, cu alte cuvinte, s-a simțit deja nu doar în prezentarea și conservarea mâncării, dar avem nevoie și de frumos în farfurie. Sigur că da, pentru că încep să realizeze că, de fapt, și ceea ce văd în farfurie le bucură ochiul, nu doar papilele gustative. Așa da. Este. Foarte multe elemente aici în cadrul muzeului de la Onești. Care ar fi, să zicem, în opinia dumneavoastră, cel mai interesant element pe care îl aveți și care ne invitați să-l vizionăm, să-l vedem? Sincer, mi este foarte greu să spun acest lucru pentru că toate sunt interesante, toate au fiecare povestea lui, fiecare exponat are povestea lui și este destul de dificil de menționat unul anume. Pentru că fiecare exponat se referă la o anumită activitate domestică pe care o realizează sau, știu eu, la o anumită activitate de producere a hrănii sau... Deci mi este foarte dificil de menționat ceva anume. Deci, cu alte cuvinte, toate sunt foarte... Toate sunt, sigur că da. Toate sunt și merită toate vizionate. Cu siguranță ar putea fi o modalitate frumoasă de a petrece timpul liber împreună cu cei mici și cei mai mari, bineînțeles, și să descopere istoria. Sigur că da. Deci cei pasionați de istorie și nu numai pot veni și la muzeul nostru și pot descoperi aici o fărâmă de istorie. Muzeul de istorie din Onești a fost înființat în 1962. În colecția muzeului sunt exponate de arheologie și istorie locală, unelte din silex și corn de la Târgu Ocna, materiale arheologice descoperite la Borzești, Căbești, Cutinaș, Guravăi, Bogdănești, Vișoara, vestigii medievale de la Târgu Trotuș, colecție numismatică, colecție de obiecte neolitice, aparținând culturii cucuteni, dar și multe altele. Peste 5.000 de oneșteni au fost la concertul lui Fuego din parcul de la Onești. Spectacolul a făcut parte din seria de evenimente programate în cadrul recitalurilor verii. Îndrăgitul artist a transmis pe rețelele de socializare faptul că nu a mai fost de mult timp la Onești și abia așteaptă să-i reîntâlnească pe fani. Ei, prieteni, vă salut cu drag și îi salut pe toți oneștenii, pentru că despre ei este vorba în această lună. Pe data de 18 iunie, la ora 18, în Parcul Municipal Central din Onești, voi susține un recital special pentru voi, dragi moldoveni din Onești. Nu am fost de mulți ani la dumneavoastră și de-abia aștept să urc pe scenă, să cânt pentru voi cele mai frumoase refrene din repertoriul meu și mă bucur pentru că se întâmplă lucrul acesta anul acesta, când împlinesc 30 de ani de activitate profesională. Așadar, mulțumesc pentru invitație primăriei și de-abia aștept să cânt pentru voi pe 18 iunie la ora 18 în Parcul Municipal din Onești. Vă aștept cu drag acolo! La Biblioteca Județeană din Bacău a avut loc lansarea romanului Pentru Elis, al tinerei autoare Teodora Smântancă, Strugariu, în fața unui public numeros. Teodora este eleva Colegiului Vasile Alexandrii din Bacău și a impresionat auditoriul prin seriozitate și talentul cu care a tratat o temă demnă de mari scriitori. Romanul Pentru Elis reconstituie povestea dramatică a balerinei care a fost muza celebrului compozitor Ludwig van Beethoven. A început ca un mic nucleu. Știam sigur că vreau să am în carte un personaj bărbat care să fie cumva antagonist și să vină dintr-un mediu sărac și apoi să am o protagonistă care cumva vine din înaltă societate. Mi se părea mie pe atunci o dinamică foarte bună a personajelor principale. Și apoi de-a lungul timpului cumva am adăugat straturi, strat peste strat. Nici nu știu exact de unde să încep, adică cum aș putea să trec un fir logic prin ordinea în care mi-au venit toate elementele, toate piesele astea de puzzle care fac acum ideea amplă. Dar mă gândesc că cel mai bine ar fi să încep cu marele Beethoven, nu? Bine ați spus în introducere că e foarte important să ai un mentor
Adică mie Beethoven mi s-a părut un mentor pentru toți oamenii care au venit în viața lui. Am citit o biografie super interesantă a lui Beethoven și acolo spunea cumva că de-a lungul vieții a avut foarte mulți compozitori mai mici care stăteau în jurul lui și care îl ajutau oarecum. Îl ajutau în viața de zi cu zi, pentru că el era puțin nebun, după cum îi merge renumele. Așa cum le-a fost lor mentor, așa cum este mentor și lui Ellis în carte. Pe mine Beethoven m-a fascinat foarte mult. Mi se pare că este un personaj foarte dinamic, care merge foarte bine scris și chiar nu cred că mi-a provocat nicio secundă dificultate să-l scriu. Chiar m-am distrat foarte mult, mai ales când scriam din perspectiva lui. A fost un exercițiu interesant pentru mine să mă transpun în pielea lui Beethoven și să mă întreb ce-ar simți el, cum s-ar comporta el în anumite situații. Și interesant este și că în carte am câteva momente reale care chiar s-au întâmplat în viața lui Beethoven. Nu toate, dar, de exemplu, momentul meu preferat este când se întâlnește cu francezii pe stradă, dacă a citit cineva cartea din întâmplare. El chiar ura francezii și în viața reală și și-a rupt prietenia cu unul din cei mai importanți prieteni ai lui, să zicem așa, care îl finanțau, numai pentru că a invitat francezi la masă. E absolventa școlii numărul 10 din Bacău, acum este elevă a Colegiului Național Vasile Alexandrii. Știu de niște ani că e o elevă remarcabilă, îi știu rezultatele școlare excepționale și ăsta nu e un cuvânt mare. Nu e de aici de colo, cineva a numit-o, domnul Bălan care e aici în sală și îl salută, a numit-o eleva de aur a Bacăului și nu cred că exagerează. Sigur, nu e singura din fericire, dar chiar este o elevă de aur a Bacăului și vorbesc pentru ea rezultatele, nu trebuie să o spun eu sau niciunul dintre noi, în momentul în care ești olimpic național la mai multe discipline, în momentul în care câștigi la Hamburg, nu, medalia de aur și ești declarat cel mai bun vorbitor de germană nenativ din lume, asta cred că spune enorm, cred că ne poate face mândri că suntem băcăuani. E un plus valoare formidabil pe care acești copii talentați, muncitori, îl dau orașului. Și de asta spun că am fost pe de o parte surprins, pentru că m-am întrebat când are timp, când reușește, pe lângă cât învață, pe lângă ceea ce face la școală, când a reușit să scrie și un roman. Și nu e chiar un roman subțirel, adică nu e o broșurică, nu sunt 100 de pagini. E o carte consistentă, e o carte corpolentă și aici nu vorbesc doar din punct de vedere cantitativ, o să-i vedeți ce densitate ideatică are și ce poveste reușește să creeze Teodora. Proiectul pe care l-am derulat în urmă cu câțiva ani în Bacău, proiectul care se numește Programul pentru tinerii scriitori, unde am provocat tinerii din oraș și ultima ediție a fost o provocare lansată național, să scrie un roman în 30 de zile. Și am adresat profesorilor această invitație, profesorii au adresat invitația la rândul lor elevilor, iar Teodora este una dintre elevele care a răspuns pozitiv acestei invitații. Și în ediția din 2020, când a participat ea, a câștigat și premiul al treilea la secțiunea de romane scrise în limba română. Ea a scris atunci un roman în 30 de zile, un roman de 60.000 de cuvinte. Da, corect. Așa. Ceea ce înseamnă foarte mult. 60.000 de cuvinte, cred că e aproximativ cât are așa pentru Ellis acum. Într-o lună. Cam așa. Da, cam așa. Da. Și nouă ne-a plăcut foarte mult romanul scris de ea și acela foarte profund și atunci împreună cu Daniel am hotărât să îi oferim și bursa la școala de scris, o bursă de educație care să învețe cum să scrie o carte. Evenimentul a avut parte de momente artistice oferite de elevii Colegiului de Artă George Apostu Bacău. Autora a obținut câteva premii internaționale cu adevărat remarcabile, printre care medalia de aur obținută anul trecut la Hamburg, unde Teodora a fost declarată cea mai bună elevă din lume la disciplina limba germană ca limbă străină.
Studenții facultăților de inginerie, litere, științe, științe economice și științe ale mișcării, sportului și sănătății ne invită să participăm marți 20 iunie de la ora 11 la cursul festiv al absolvenților Universității Vasile Alexandrei din Bacău, promoția 2023. Anul acesta vor finaliza studiile un număr total de 2050 de absolvenți, dintre care 1387 la studii universitare de licență și conversie profesională, 595 la studii universitare de master, 27 la studii universitare de doctorat și 41 la un an pregătitor. Absolvenții vor defila prin centrul orașului Bacău, începând cu ora 10, după care vor simți emoțiile ultimei revederi în incinta teatrului de vară Radu Beligan din Bacău, începând cu ora 11. Evenimentul va cuprinde discursurile conducerii universității și a decanilor celor 5 facultăți ale oficialităților, precum și momente artistice realizate de studenții universității. Programul artistic va include echipa de majorete a Universității Vasile Alexandrii din Bacău, trupa de teatru a Universității Vasile Alexandrii Bacău, Andreea Conturachi, Crina Tamba, momente muzicale, perechi de dansatori de la Clubul Adama și formația de dansuri populare Pasteluri Băcăoane a Universității Vasile Alexandrii din Bacău. De pe 16 iunie, deputatul băcăoan Mircea Fecked, președintele PNL Bacău, și-a început mandatul de ministru al mediului, apelor și pădurilor. Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a reprezentat o prioritate încă din timpul mandatului meu de parlamentar, iar în acest an am înființat o comisie specială comună a Camerei Deputaților și a Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la acest for. În luna octombrie vom avea o primă evaluare în cadrul Comitetului de Politici de Mediu și până atunci trebuie să trimitem un set de documente și clarificări, iar până în septembrie vom primi planul de acțiune de aderare. Consider că în ultima perioadă s-au înregistrat progrese importante, dar având în vedere că vorbim despre un domeniu cu multe provocări, există încă aspecte care trebuie îmbunătățite. Totodată, este o responsabilitate enormă pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor de a gestiona cel mai mare număr de instrumente OCDE din cadrul Guvernului României. Vă asigur că acest lucru reprezintă o prioritate pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și vom depune toate eforturile pentru a găsi soluții care să răspundă eficient la recomandările OCDE privind modificările necesare în legislație, politicile sau practicile noastre actuale de mediu, a transmis deputatul de Bacău Mircea Fecked, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 20 iunie, cer va fi parțial înnorat. Pe alocuri pot să apară furtuni cu fulgere. Maxima zilei urcă până la valori de 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Miercuri 21 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei va depăși 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la valori de 15 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul acum.tv.ro și ne puteți aprecia acum like pagina de Facebook acum.tv. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.